Municipiul Piatra Neamț a ieșit pentru moment de sub spectrul carantinării, conform datelor furnizate miercuri 11 noiembrie de către prefectură. Astfel, indicele de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 a scăzut la 5,70 după ce ajunsese în cursul acestei săptămâni chiar la valoarea de 6,09. Municipiul Roman se situează la cota 1,93, în vreme ce orașul Târgu Neamț are 2,18. Bicazul înregistrează incidența de 2,77, iar orașul Roznov are 2,18. În afară de Piatra Neamț, doar 8 localități se mai află în plaja de incidență peste 3, Valoarea cea mai mare din județ înregistrând o comună a Pângărați și anume 5,73%. Cu incidența între 1,5 și 3 la mia de locuitori, sunt 34 de unități administrativ-teritoriale din Namț. La nivelul zilei de miercuri, Spitalul Județean avea internați 384 de pacienți pozitivi, dispunând de încă 40 de paturi în eventualitatea confirmării altor cazuri. Alte 44 de persoane internate erau doar suspectate de infectare, existând 16 spații la dispoziție pentru situații similare. În continuare, nu era niciun loc liber la ATI. Între timp, pe teritoriul județului rămân valabile interdicțiile anunțate de către oficiali. Referitor la obligativitatea măștii, suspendarea activității în anumite sectoare, mai ales din domeniul Horeca sau circulația pe timp de noapte. La nivel național, din datele centralizate la grupul de comunicare strategică în cursul zilei de miercuri, reiese că alte 203 persoane infectate cu nou coronavirus au murit, numărul total al deceselor în România ajungând la 8389. Astfel, în intervalul 10 noiembrie ora 10, 11 noiembrie ora 10, au fost raportate 203 decese, dintre care 116 bărbați și 87 de femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitale. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 31 de decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 48 de decese la categoria de vârstă 60-69 de ani. 57 de decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 58 de decese la categoria de peste 80 de ani. Conform grupului de comunicare strategică, 196 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 5 pacienți decedați. Nu au prezentat astfel de comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până la data prezentării raportului.